Visul de a deveni bogat peste noapte, repede, fără efort și fără cheltuieli prea mari, completat cu lipsa de informație și naivitate, au devenit adevărate slăbiciuni umane exploatate fără scrupule de persoanele care reușesc, prin intermediul telefonului, a rețelelor de socializare sau e-mailurilor, să golească conturile dornicilor de avantaje financiare facile. Ieri, un hunedorean a depus o sesizare la IPJ Hunedoara, semnalând faptul că în urma unei propuneri telefonice din contul bancar i-au dispărut 50.000 de lei. Mărturia hunedoreanului, care a fost păgubit cu suma de 50.000 de lei, este edificatoare cu privire la unul dintre modurile de operare a celor care apelează la astfel de înșelătorii. Vă rugăm să ne povestiți ce s-a întâmplat, de ce sunteți la poliție? La poliție sunt din cauza că am fost fraudat pe contul meu bancar. Cum s-a întâmplat? Am găsit un anunț pe telefon, cum că dacă investesc într-o anumită afacere, mi se mărește de nu știu câte ori suma care o să o primesc peste o lună. Uh-huh. Și pentru asta trebuia să plătesc 1250 de lei taxă de intrare în afacere, adică să fiu acționar. Am înțeles. Am plătit-o, după care mi s-a spus că să aștept că mă transferă la un expert în finanțe. Și expertul ăsta era un, adică o tipă... Îi cunoșteați pe acești oameni sau doar nu, prin telefon ați interacționat? Prin telefon, da. Și am plătit din acea sumă, 1250, după care au venit cu tot felul de... mesaje, cum că să le mai dau și alte date ca să mă poată căuta mai bine și să-mi trimită deci banii. V-au contactat aceste persoane? Telefon. Da, am vorbit direct, în direct. Și până la urmă am constatat că, de pe aplicația care o aveam eu pe telefon la banca respectivă, mi-a dispărut aplicația cu bani cu tot. Despre ce sumă vorbim? 50.000 de lei și cam atât. Deci asta ar fi, să zicem, prejudiciu pe prejudiciu, care vi l-au... Da. Și ce ați recomandat dumneavoastră altor persoane care ar putea să primească astfel de mesaje pe telefon sau în spațiul online? Să fie atenți la ceea ce, cu cine stau de vorbă și, mă rog, ce să le mai spun. Deci grijă mare. Grijă mare, da. Să nu dea curs unor astfel de solicitări. Unor astfel de solicitări, exact. Pentru că sigur ascundă o înșelăciune practic în spate. Corect, da, așa este. Am înțeles. Vă mulțumim și ne angajăm să identificăm autorii și să recuperăm și prejudiciul pentru noi. Cel mare puțin. Drag. Asta este datoria noastră. La nivel național, fenomenul a ajuns la cote alarmante. Tocmai de aceea polițiștii fac o serie de recomandări, toate la îndemâna noastră. Atenție, informație, verificare și protejarea device-urilor cu antivirus actualizați. Vorbim despre înșelăciuni comise în mediul online, prin mijloace electronice. Așadar, pe lângă cercetările pe care polițiștii le efectuează în toate aceste situații în vederea identificării autorilor și a recuperării prejudiciului, ne vedem datori să atragem atenția cetățenilor cu privire la prudența pe care ar trebui aceștia să o manifeste în momentul în care primesc astfel de anunțuri în care li se oferă câștiguri neașteptate în schimbul oferirii de date cu caracter personal, cu date cu privire la conturile bancare sau mai mult decât atât, chiar să nu permite instalarea unor aplicații de control la distanță asupra telefoanelor mobile, aplicații ce permit de asemenea răufăcătorilor să comită astfel de infracțiuni în sensul de a sustrage din conturile persoanelor vătămate sume importante de bani.